Tot mai mulți tineri ajung la spital din cauza infecției cu HIV. Nu s-au testat la timp din cauza pandemiei și acum merg la spital prea târziu, când boala se află într-un stadiu avansat. Conform FocusPrimaTV.ro, o mare parte dintre pacienți au până în 40 de ani. Doar medicii de la Centrul Regional din Iași monitorizează peste 1500 de pacienți. Tratamentul este scump și poate ajunge chiar și la 3000 de euro. Tratamentul pentru SIDA a evoluat mult în ultimii ani. Pacienții au șanse mari să se repereze dacă primesc tratamentul corect. Problema este acum diagnosticarea târzie. În București, la Institutul Matei Balș, a crescut considerabil numărul pacienților infectați cu HIV. Și în Iași, la Centrul Regional de Îngrijire și Evidență a Pacienților cu SIDA, a crescut numărul pacienților. Media de vârstă a pacienților este de 40 de ani. Mulți pacienți amână mersul la control pentru că nu au bani. Tratamentul pentru SIDA poate să depășească și 3000 de euro. Prevenția este foarte importantă, iar medicii fac apel la populație să se prezinte cât mai repede la spital dacă observă anumite modificări în ceea ce privește starea lor de sănătate, relatează Focus.ro.